Nebucanețar a fost împăratul Babilonului și mai bogat și puternic din vremea lui. Nebucanețar este singurul împărat păgân care a scris un capitol din Biblie, capitolul 4 din Daniel. Acest lucru s-a întâmplat după pocăința lui. Acest împărat a fost ales de către Dumnezeu pentru a pedepsi celelalte națiuni păgâne care se săvârșiseră multă răutate. Tirul, Egiptul, Iuda au fost distruse de către armatele haldeienilor. Cunoaștem întâmplarea cu visul Nebucanețar, cel cu statuia care reprezenta puterile acelor timpuri, Babilon, Medopersia, Grecia și Roma. Daniel este un rob evreu, singurul care putea să spună visul și explicația lui. Daniel a spus despre împărăția Domnului Iisus, care nu va avea sfârșit niciodată. Acest împărat a recunoscut puterea și măreția Creatorului, dar inima lui nu fusese curățită de ambiția și mândria lumească. El a reținut mai mult că el este capul de aur și, fiind lăudat peste măsură, a înălțat un chip de aur ca toți oamenii să-i se închine. Cunoaștem bine întâmplarea cu cei trei prieteni în cuptorul cu foc. Din nou, împăratul recunoaște măreția și puterea acestui fiu de Dumnezeu. Nebucanețar, idolatru prin naștere și educație și în fruntea unui popor idolatru, avea totuși un simț de dreptate și echitate, iar Dumnezeu l-a folosit drept unealtă pentru a pedepsi celelalte popoare. Însă cu timpul, din cauza marii faime și bogății, conștiința împăratului s-a tocit. Acest împărat este avertizat de pedeapsa care urma să vină prin visul cu copacul cel mare a cărui ramuri atingea cerului și toate fiarele câmpului erau la adăpost sub umbra lui. Un străjer a strigat: tăiați copacul, lăsați-i trunchiul și legați-l cu lanțuri 7 vremuri. Daniel din nou îi explică visul. Copacul era împăratul, care dacă continua în plăcere, locomie și mândrie, avea să fie zvonit de la tron, sănătatea mentală va fi luată, va locui la un loc cu fiarele câmpului din timp de 7 ani, până va recunoaște puterea și slava lui Dumnezeu, Creatorul. Timp de 6 luni, el nu a uitat ce i-a spus omului Dumnezeu, apoi el s-a umflat de mândrie și și-a asumat toată înțelepciunea pentru slava cetății lui. S-a întâmplat exact cum i-a spus Daniel, tip de 7 ani, sănătatea mentală a fost distrusă, s-a comportat precum animale. Dar după aceea, acest împărat și-a recunoscut vina, a slăvit pe Dumnezeul cerurilor și a fost iar la domnie, dar un om schimbat. Amin.